Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Eu mă numesc Natalia și astăzi vom croșeta fundițe. Am văzut pe grup pentru că unele doamne încă mai cumpără fundițe pentru, în loc de accesorii, pentru jucării, pentru bluzițe, pentru fundițe, pentru cordeluțe, pentru clame. Am zis să vă arăt un model foarte, foarte simplu. Durează doar câteva minute și un pic de timp liber. Sunt niște fundițe finuțe, zic eu, și foarte ușor de lucrat. Aveți nevoie de o croșetă și un fir de ață la alegere. Eu am folosit o croșetă numărul 2. Da? Stai aici. Și un alise cotton gold roz. Așa, și vom folosi o croșetă numărul 2 și un fir la dorință. Eu am aici un alise cotton gold. Vom lua 40 sau 50 sau 60 de ochiuri de lanț, pentru că cu cât este mai lung firul, cu cât mai multe ochiuri de lanț vom lua, cu atât mai mare va fi fundița, da? Acesta este din 40, acesta este din 50. Putem să-l facem și din 60. Cu cât creștem, cu atât trebuie să adăugăm și rândurile. Pentru 40 și 50 merge perfect cu două rânduri de piciorușe duble. Deja dacă creștem la 60-70 de ochiuri de lanț, va trebui să facem 3 rânduri de piciorușe duble. Noi vom face fundițe micuțe din două rânduri de piciorușe duble. Deci vom lua un ochi de lanț, vom face un nod prima dată, da? Și facem 50 sau 40 de ochiuri de lanț. Avem 40 de ochiuri de lanț. Mai departe vom lua încă două ochiuri de lanț pentru ridicare și începem. Luăm jeteu și facem piciorușe mari, piciorușe duble dintre al treilea ochi. Piciorușul mare sau piciorușul dublu este aceeași. Mergem până la capătul rândului cu piciorușe duble. Când ajungem la final, nu uitați să lucrați ultimul ochi. Așa. Facem două ochiuri de lanț de ridicare și facem al doilea rând. Dacă vă iese să creți, îl îndreptați, da? El se îndreaptă. Așa. Se aranjează. Am luat două ochiuri de lanț, întoarcem lucrul și continuăm încă un rând cu piciorușe duble. La sfârșitul al doilea rând, facem un ochi de lanț, tăiem firul și avem fundița gata. Am să vă arăt cum ascund eu firul. Simplu. Așa o dată. Și mă mai agăț din spate încă de ceva. Iar acum pot să mă duc ușor prin mai multe ochiuri. El nu va mai ieși cu siguranță. Acum nu mai este necesar să facem nod, doar îl voi tăia. Așa. Și în capătul acesta la fel. Îl prindem. Prima dată fac ca și cum un ochi, un nod, un ochi de lanț, după care mi-ascund firul, în mai multe ochiuri voi intra. O dată
și încă o dată, după care îl tai. Cam atât. Iar acum vom pune parte peste parte, cam așa, îl aranjăm cum vrem să fie și doar dăm cu aceeași culoare sau, mă rog, dacă aveți preferințe, puteți să dați cu o altă culoare. Eu zic, ca să iasă la fel de finuț, trebuie să facem cu aceeași culoare. Părerea doar a mea. Ia, uitați-vă. Și a ieșit o fundiță simplă, drăguță și frumoasă. Pe spate îi facem nod, ascundem firul sau, depinde la ce o veți folosi, dacă o lipiți la clame, la cordeluțe, puteți lăsa firul de care să vă prindeți. Dacă o lipiți, atunci ascundem firul frumos. După ce am făcut nod, îmi ascund firul și îl tai. Așa. Fundița mea este gata. Sper că v-a plăcut. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!